Luni dimineață, medicii de la spitalul din Roman au solicitat elicopterul SMURT pentru un bebeluș care necesita transferul de urgență la Iași. Copilul a venit pe lume prematur la 31 de săptămâni prin operație de cezariană. Sarcina mamei a fost neinvestigată, ea neprezentându-se la un medic curant în tot acest timp pentru efectuarea controalelor de rutină. Elicopterul SMURT a efectuat un transfer la Spitalul Sfânta Maria Iași. Este vorba despre un nou născut adus pe lume prin operație de cezariană în urgență la 31 de săptămâni de sarcină, deci prematur și cu o greutate de 1400 de grame. A fost o sarcină neinvestigată. Nou născutul prezenta detresă respiratorie și malformații digestive, adică imperforație anală în observație atrezie duodenală, ce prezintă clar o urgență chirurgicală. De asemenea, este și în observație cu sindromul Down. Medicul neonatolog Romașcan, până la venirea elicopterului, a reușit intubarea nou-născutului, intubat și ventilat mecanic. Acesta este transportat cu elicopterul la Spitalul Sfânta Maria Iași, pe secția chirurgie pediatrică, în vederea investigațiilor și intervenției chirurgicale. Elicopterul SMURT a aterizat pe stadionul Moldova, acolo unde a fost prezent și un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Roman, pentru a asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.